Un bărbat de 56 de ani din nordul țării își va petrece următorii 10 ani după gratii pentru traficarea sexuală a unui adolescent. Sentința pronunțată de magistrați nu este definitivă. Potrivit procurorilor, infracțiunea a fost comisă acum 9 ani. Băiatul care avea atunci 16 ani locuia cu bunicii deoarece tatăl său murise, iar mama era stabilită în altă localitate. Agresorul a profitat de situația precară în care se afla acesta și a convins o altă persoană să-l recruteze pe copil pentru ca ulterior să-l abuzeze. Agresiunile sexuale aveau loc de fiecare dată când inculpatul revenea acasă din străinătate. Bărbatul în care a recrutat minorul era implicat într-o schemă de trafic de copii în scop sexual. Atât el cât și un alt membru a rețelei, un cetățean sirian, au fost condamnați în 2013.